La Tei. De acolo am să vă spun ce am de spus. Aici era, venea Mărgărit, Labiș, Lesea, nu mai spun toți aici. Aici, în casa asta. Deci aici a fost redacția revistii Iașul Nou. După aceea s-a chemat Iașul Literar, dar atunci se chema Iașul Nou. Unde vrei să mă așez? Acolo, pe partea. Bun, pe asta vreau să mă așez. Pe asta vreau să mă așez și eu. Tot pe asta. Ce faci, mă, porumbelul? Hm? Hai, vină-mi place. Vină. Da? Poți să vorbesc? Ieșenii sunt... Stai să te iasă asta cu mașina. La mine merge caseta. Iubirea de Iași e un dar care se transmite din generație în generație. Există chiar profesori care predau lecția aceasta a iubirii de Iași. Iubirea de Iași e un zid și profesorul meu de azi, ori poate mai de mult, e Grigore Ilisei. Predă lecția lui despre Iași la capitolul Mari iubiri și mari convingeri, mari dezamăgiri și mari iluzii, pentru că odată cu trecerea anilor a devenit tot mai condescendent, tot mai cald și mai înțelegător față de tulburările prezentului. Nu și-a schimbat însă vocea din primii ani de radio. Au recunoscut-o ascultătorii Radio Iași chiar în primele ore ale lui 89. Pentru ei și pentru Iași a visat un studio de televiziune regional și l-a întemeiat. Iar acum, la 70 de ani, s-a trezit că are exact convingerile din tinerețe și câteva cărți în plus. Adică ce a citit și ce a scris. Și se întâmplă, ironia sorții ca unii dintre noi, să fi citit mai puțin decât a scris el. Romane, eseu, interviu, cronică de artă, memorialistică, jurnal de călătorie, proză scurtă. O lume reală în care a fost tenace și o lume ideală în care n-a încetat să viseze. Două planuri între care a balansat toată viața lui. Între linii, cum ar spune autorul. Cu melancolia sa fălticeneană, cu umorul lui greu detectabil, cu îngăduința lui profesorală, ne-a spus câte ceva despre ea și săi. Orașul personal adâncit în oglinda interioară, ca într-o fântână. Generoasă introspecție de altfel, când povestește despre oamenii de seamă, despre locurile dragi sau despre cărțile de care e nedespărțit. E discret însă cu istorisirile despre sine însuși, așa că azi am primit privilegiul de a înțelege o parte măcar din Iașul lui Ilisei.